Salutare, oameni dragi! Eu, Sandu Gospodaru, mă bucur să fim și astăzi din nou împreună. Astăzi o să facem o rețetă, o să facem o mâncare de post, o să facem o linche scăzută. Nu înainte de a vă reaminti să nu uitați de premiile oferite de firma Madel împreună cu Sandu Gospodaru, de cele trei premii constând în cuțite profesionale de bucătărie din oțel de Damasc în valoare de 1000 de euro. Încă mai aveți timp să vă înscrieți până luna viitoare în data de 8. Iar în data de 9, așa cum am spus, vom face tot un direct, vom face live și vom extrage câștigătorii. Acum, pentru această rețetă, o să avem nevoie de următoarele ingrediente. Eu am aici 500 de grame de linche pe care am ținut-o în apă de amoi. O să mai avem nevoie de legume, un ardei roșu, capia, un morcov, o ceapă, o legătură de frunză de mărar, o lingură mare de pastă de roșii, sare, chiper și un pic de boia roșie dulce. Noi o să trecem la treabă, o să-mi pregătesc toate legumele să le demnic mărunt și facem rețeta pas cu pas. O să mă apuc acum și o să-mi pregătesc, o să-mi tau toate legumele, o să începem și o să tăiem tot, o să demnicăm toate legumele pe care le avem și ardeiul, capia și ceapa. Le tocăm mărunt, acum fiecare cum poate. Mai trebuie să am grijă cu cuțitile astea de la firma Madel, că sunt foarte ascuțite și tau foarte tare. Așa o să procedăm, o să tăiem ardeiul cu buleță. La fel o să procedăm și cu ceapa, și ceapa o să o tăiem cu buleță mărunte. La fel o să ne tăiem și morcovul, o să-l tăiem cu buleță. Așa o să procedăm, oameni dragi, o să-mi tau și mărarul, acum n-are rost să vă țin, îmi pregătim și mărarul, apoi merem dincolo și ne apucăm de rețeta propriu zisă. Oameni dragi, am pus o cratiță pe foc să se încingă, am lăsat-o câteva secunde bune, acum o să punem un ticuruț de ulei, sau de oloi, cum se zice la noi, atât, nu foarte mult. Așa. Lăsăm să se încingă și uleiul. Eu o să-mi pun un ticuruț de ceapă ca să văd aici când începe aia să sfârăiască, când e focat oloiul. Tocmai ce uleiul a început să înfoce, ceapa începe să sfârăiască, adăugăm ceapa. Ne pustim ceapa, ia aici așa. O să tragem un pic ceapa la tigaie, o cârcălim un pic, aproximativ un minut, un minut și un pic, până ce începe aia să schimbe culoarea, să sticlească un pic. Așa. Am lăsat ceapa aproximativ un minut jumate, până ce a început să schimbe culoarea, să sticlească. Acum o să adaug morcovul, pentru că morcovul are textura mai tare. Lăsăm și morcovul aproximativ cam 2 minute și un pic, că morcovul e un pic mai tare. Apoi după aceea o să punem ardeiul, capia. Așa, tragem toate legumele, le cărim un pic. No, am lăsat și morcovi împreună cu ceapa aproximativ 2 minute bune să se călească. Acum adăugăm ardeiul, capia. Mie îmi place foarte mult să lucru în mâncăruri cu ardei, capia, pentru că sunt foarte fini și dau un gust foarte bun la mâncare, la orice mâncare. Și gogoșarul e bun că e mai cărnos, dar eu m-am obișnuit cu ardei, capia, mi-e place mult mai mult pentru că e mai finuț la gust. Călim așa, mai lăsăm aproximativ un minut jumate, două. Oameni buni, am lăsat și ardeiul, capia, am călit toate legumele împreună, până ce s-au cârcălit ele bine. Acum fain frumos,
o să adăugăm o linguriță de boia roșie dulce. Asta o punem pentru culoare și pentru gust. Amestecăm bine, bine. Așa. Și adăugăm lintea. Punem și lintea. Acum, așa cum am spus, lintea am ținut-o de amoi în apă. Vreo 2-3 ceasuri bune, să zic așa. Asta e o mâncare de post, o mâncare simplă, foarte ușor de făcut. Una, două, e gata. Și un copil o poate face. Așa. Amestecăm. Așa, bun. O să punem apă, o să ne pustim apă cât să treacă peste linte. Dacă mai trebuie, mai adăugăm. Așa, cât să treacă, pentru că o să o facem scăzută. Așa. O să pun un praf de sare și un praf de chipere acum la început. Nu pun foarte mult, că așa cum știți, eu de fiecare dată dau la sfârșit gustul final, dar e bine să pui un pic la început, un pic de sare și un pic de chiper, ca să-și tragă mâncarea. Întotdeauna așa fac. Așa. Și adăugăm pasta de roșii. Am așa cum am spus, o lingură mare sau două linguri mai mici. Țipăm acolo, ne pustim și pasta de roșii. Facem o mâncărică de post, bună, simplă, ușor de făcut. Așa, și amestecăm să se dizolve și pasta de roșii. Dacă mai trebuie, mai adăugați un par de apă, dar aici nu-i nevoie. Lăsăm așa să se iarbă aproximativ 25-30 de minute. Iar apoi, când e aproape gata, revin și facem rețeta pas cu pas. Când a fi pe final, o să revin cu alte imagini. Lăsăm amul să fiarbă. Oameni dragi, lintea noastră scăzută de post e gata. O fiertă aproximativ o jumătate de ceas. Acum, pe final, mai adăugăm un praf de sare și un praf de chiperi. Așa cum am zis, îi dăm gustul final acum la sfârșit. Așa, și o să adăugăm frunzele de mărar. Așa, punem și mărarul. Ne pustim aici și mărarul, ia așa. Amestecăm și oprim aragazul. Mamă, ce bine miroase. Și oprim aragazul. Lăsăm un pic să se liniștească, punem și facem farfuria finală și vă arătăm cum a ieșit. Mamă, ce bine miroase. Oameni dragi, mâncărica noastră de linte, de post, e gata. Ia așa a ieșit, sper să vă placă și dumneavoastră. Încă e un pic aburindă. Lângă, bineînțeles, a adus nevastă mea din Bej niște gogoșari murați. Aveți rețeta de gogoșari murat pe canalul nostru de YouTube și foarte multe alte rețete. Mamă, ce crocanță gogoșarii ăștia. Oameni dragi, dacă vreți să știți dacă e bună această mâncărică de linte, de post, nu puteți să știți decât dacă faceți rețeta. Vă recomand să o faceți și o să vedeți ce bună e și numai că e bună, dar e și sănătoasă. Oameni dragi, eu sunt Sandu Gospodaru, dacă vă place ceea ce fac, vă aștept pe canalul meu de YouTube. Până data viitoare, numai bine rău la nimeni, Doamne ajută la toată lumea!